Bună ziua! Haideți să începem cu o întrebare simplă și cumva generală. Să vorbim puțin concret, cum vor fi afectați cei care derulează activități independente conform noului cod fiscal? Bună ziua! Mulțumesc de invitație, în primul rând. Subiectul mi s-a părut unul interesant, dar pentru a putea discuta despre efectele imediate din anul acesta, respectiv din anul 2016, trebuie să înțelegem cumva global ce se întâmplă cu legislația fiscală în România. Vorbim deja de 3 ani despre un nou cod fiscal și de noi norme de aplicare ale acestuia, respectiv de un nou cod de procedură fiscală. Deci a început în perioada domnului Chițoi. Au zis că vor fi emise într-un an, apoi a fost extins cu încă un an și cu încă un an. Deci vorbim despre al treilea an de amânare a acestor prevederi. Deja la această dată ar fi trebuit să avem codul fiscal și normele de aplicare ale acestuia, precum și codul de procedură fiscală, ce vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2016. Codul fiscal a trecut de Senat, se află acum în dezbatere în Camera Deputaților, deci deja ăsta reprezentând cel mai înaintat proiect dintre cele trei. Nu-l avem, nu știm ce să fie clar începând cu 2016. Normele sunt într-un stadiu mult mai incipient, avem mult de dezbătut pe marginea lor. Iar codul de procedură fiscală, la fel, e cumva în paralel cu codul fiscal. În afara acestor prevederi pe care le așteptăm deja de foarte mult timp, în perioada recentă au fost puse pe site-ul Ministerului de Finanțe, în secțiunea de dezbatere publică, două prevederi legislative, două proiecte de hotărâri de guvern, care afectează într-un fel sau altul activitatea desfășurată de profesii liberale și, în general, de activități independente. Primul dintre ele se referă la următorul aspect. Normele de aplicare ale codului fiscal de acum prevăd faptul că profesiile libere nu pot fi reîncadrate ca activități dependente, indiferent dacă acele criterii menționate în codul fiscal ar fi îndeplinite. Avem un proiect de hotărâre de guvern care elimină această exceptare. Aplicabilitatea acestuia fiind imediat, cel puțin din înțelegerea noastră. Deci, probabil în a doua jumătate a anului va trebui să respectăm această nouă prevedere. Acest lucru mi se pare unul extrem de neconstructiv, întrucât, după cum spuneam, așteptăm nou cod fiscal. Consider că ar trebui aceste lucruri rezolvate prin nou cod fiscal. Problemele au fost generate tot de către autoritățile fiscale, întrucât au venit cei de la ANAF, au făcut controle, au reașezat impozitele, reconsiderând niște activități considerate independente, drept dependente, activități desfășurate de oameni de profesii liberale, vorbim de farmaciști, așa mai departe. Au emis decizii de impunere, acestea au fost contestate. Ne-am dat seama că argumentele legale există, ele fiind prevăzute în normele la codul fiscal. Și și-au dat seama că nu prea pot să impoziteze aceste sume, întrucât legislația nu-i ajută. Ce s-au gândit? Ok, venim cu o hotărâre de guvern în timpul jocului și schimbăm această prevedere. Tot legat de această agresivitate, să-i spunem așa, a ANAF-ului, vorbim și de această amnistie. Îi spun amnistie, pentru că eu nu consider că vorbim de o amnistie. Și acum am ajuns la al doilea proiect de hotărâri de guvern aflat în dezbatere publică, deci pe site-ul Ministerului de Finanțe, în transparență decizională, în care înțelegem că se oferă o amnistie celor care au desfășurat profesii libere, dar au fost reîncadrați ca activități dependente, precum și unor situații în care au fost acordate angajaților diurne pentru activitatea desfășurată în afara României. Și în cazul diurnelor vorbim de o interpretare a unor prevederi neclare. Adică fiscul vine acum după 3-4 ani și zice diurna e asimilată salariilor plătiți impozit pe ele. Aceste controle au generat decizii de impunere, contestații. Și au dat seama că în practică nu vorbim de niște obligații clare ale contribuabililor de a plăti. Și au dat seama că în instanță vor pierde. Deci ei au generat o presupusă obligație și acum tot ei vin cu amnistie. Deci nu putem vorbi de amnistie decât în măsura în care obligațiile sunt certe.
Și de asta mi se pare cumva termenul că nu este cel potrivit. În un al treilea lucru care încă nu se află în transparență decizională, n-a fost postat niciun proiect în acest sens, se referă la criteriile de dependență care vor fi aplicate în viitor. Deci avem acum niște criterii în codul fiscal. Avem unele în draftul de cod fiscal care cumva sunt similare celor care se aplică acum, dar cumva un pic mai clare, să zic eu. Și zilele trecute, reprezentanții Ministerului de Finanțe spun că lucrează la o nouă modalitate de aplicare a unor criterii de dependență, care se pare că este, mă rog, o copie a celor aplicate în America. Deci avem trei lucruri paralel. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, la momentul ăsta nu știu să răspund foarte clar ce o să se întâmple. Deci pot să spun ca principiu că există o intenție de a impozita suplimentar pe cei care desfășoară activități independente. Și ăsta e un lucru cert. Adică e clar că sarcina datorată de cei care obțin venituri din salarii versus cei care desfășoară activități independente este una, mă rog, e o diferență majoră, sarcina datorată de salarii, pe salarii fiind mult mai mari. Și în urma unor rapoarte emise și de către FMI, de Banca Mondială și statistici interne al Ministerului de Finanțe, asta a fost premisa. Trebuie să impozităm cumva mai mult. Dar lucrăm deja de 3 ani. Cumva ar trebui să știm să răspundem la această întrebare și tot ce pot să vă răspund acum e că se intenționează impozitarea suplimentară a veniturilor obținute astfel. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu codul fiscal, cu nerăbdare, cu normele mai ales, pentru că normele oferă de foarte multe ori o îndrumare suplimentară, mai ales în situații specifice. Acolo se detaliază situații specifice, nu cadrul general de aplicare. Ținând cont că normele sunt foarte departe de a fi publicate, cred că obiectivele de a avea o claritate anul viitor nu vor fi îndeplinite. Chiar acum vreau să vă întreb că în ultimele luni atenția publică a fost îndreptată cumva către impozitarea bacșișului. Ulterior, această măsură de altfel a fost eliminată. Declarativ deocamdată. Declarativ, da, la nivel declarativ. Eu aș întreba, nu s-a pierdut oare prea mult timp cu această temă? Până la urmă, care sunt prioritățile guvernului privind acest nou cod fiscal? Și eu aș vrea să știu. Cred că toată industria așteaptă o decizie politică până la urmă. Adică, domnule, ăstea sunt impozitele, noi ne creăm business planul pentru următorii ani în condițiile astea. Facem business-ul sau nu-l facem? Mie mi se pare că se pierde foarte, foarte mult timp cu reglementarea unor aspecte, cum ar fi bacșișul. Și ca să povestim un pic ce s-a întâmplat cu bacșișul, a fost la fel. A venit ANAF-ul, a început controalele, conform legilor aplicabile, măsura în care existau diferențe în casa de marcat, trebuiau luate niște măsuri drastice, închiderea respectivei locații și așa mai departe. Iar contribuabilii au menționat faptul că diferențele sunt generate de bacșiș. Ei, ca să rezolve această problemă pompieristică, au zis, ok, hai să facem ce facem cu bacșișul, îl impozităm. Peste noapte, în câteva zile, am venit cu un draft care n-a fost analizat pe îndelete privind implicațiile pe care le generează în economie și așa mai departe și l-a aruncat pe masă. Oamenii s-au dus și s-au cheltuit bani cu fiscalizarea caselor de marcat și așa mai departe pentru a-și da seama guvernul după o săptămână că e aproape imposibil de aplicată respectiva prevedere și conform declarațiilor Ministrului de Finanțe nu vor mai, mă rog, bacșișul, reglementarea bacșișului urmează a fi schimbat. Deci, ce pot spune e că se pierde extrem de mult timp cu niște aspecte foarte minore, zic eu, în bugetul general al României. Și aici trebuie să, în ciuda, aș vrea să nu fiu agresiv în declarații, dar mie îmi pare că e o problemă politică aici. Întrucât e nevoie de apariții la TV, iar bacșișul e un lucru pe care îl înțelege toată lumea și atunci e o expunere foarte frumoasă, uitând că avem aspecte importante de reglementat, cum ar fi impozitarea hidrocarburilor. Știm că România e una din ultimele țări care mai iau hidrocarburi. Se pare că Petrom, mă rog,
firmele din domeniu au descoperit anumite zăcăminte în Marea Neagră. Ei nu pot să aibă un plan pe viitor, întrucât nu știu cum vor fi impozitate aceste hidrocarburi. Ei, neștiind cum vor fi impozitate, nu pot estima care sunt investițiile și suportabilitatea acestor investiții. Mai departe, este blocată pe orizontală toată industria din domeniu, pentru că vorbim de o serie de prestatori. Dacă am descoperit gaz, petrol, trebuie să-l aducem pe mal, trebuie să-l aducem, am adus pe mal, trebuie să-l transportăm până în rețea. Asta înseamnă, vă dați seama, o industrie pe orizontală cu investiții majore, care, lăsând la o parte veniturile la buget, veniturile directe la bugetul de stat, generează economic, o creștere economică. Trebuie să-și asume o decizie la un moment dat, într-un fel sau altul. Uite, astea sunt impozitele. Atunci, operatorii economici știu dacă vor mai continua prospecțiunile și așa mai departe și sau nu. Dar această stare de amânare, vă amintiți că trebuia emisă o prevedere legală în acest sens încă de anul trecut, când au expirat prevederile anterioare care reglementau acest lucru. Deci nu putem la nesfârșit să amânăm o decizie politică pentru că anul ăsta sunt alegeri și că nu vrem să supărăm pe nimeni. Deciziile trebuie luate pentru că e în interesul tuturor să avem o situație clară. Deci, ca să concluzionez un răspuns la întrebarea dumneavoastră, aș vrea și eu să înțeleg care sunt prioritățile guvernului. Aș fi vrut să cred că prioritățile sunt, sau cel puțin în domeniul fiscal, sunt emiterea acestor trei reglementări extrem de necesare pentru buna funcționare, și anume codul fiscal, normele de aplicare, codul de procedură fiscală. Dacă noi schimbăm regulile în timp ce ele sunt în draft, în dezbaterea Senatului și a Camerei Deputaților, atunci nu mai înțeleg exact care sunt obiectivele. Cam asta ar fi ideea. Da, o altă măsură care, la fel, cred că va afecta negativ, dar nu cred, sigur va afecta negativ persoanele fizice autorizate, este impozitarea clădirilor în funcție de destinația lor, adică rezidențial sau nerezidențial. Și nu în funcție de statutul proprietarului, adică persoană fizică sau persoană juridică. Da, aspecte care par minore la prima vedere, modul în care reglementăm impozitarea acestor activități, adică, domne, ce plătesc în final? Pentru că și taxele locale în final sunt suportate de acel antreprenor, care în final se reflectă și în prețul pe care acesta îl cere consumatorului și orice taxă în plus, tendința e de a o împinge către consumator și într-un final orice taxă în plus generează un preț mai mare de vânzare, vorbeam mai devreme. Lucrul ăsta nu e reglementat în mod specific la taxe locale, la capitolul de taxe locale din draftul de cod fiscal. Pot să vă spun care e intenția. Intenția este una corectă din perspectiva legiuitorului, adică nu e corect să impozităm în funcție de proprietar, pentru că avem situații în care avem proprietari, persoane fizice, care dețin clădiri de birouri, nu știu, în locații premium din București. Și atunci nu e corect ca o societate comercială să plătească un impozit care este calculat în funcție de valoarea contabilă, care e una foarte mare a acelei clădiri, versus un proprietar, persoană fizică, care plătește extrem de puțin taxe locale. Deci principiul taxării conform destinației este unul corect. Îi zic eu corect pentru a nu crea niște avantaje pentru anumiți contribuabili. Dar la nivel micro trebuie să reglementate și aspectele astea. Ce facem cu locațiile unde avem destinații comune, adică avem și spațiu locativ, precum și un sediu de firmă sau sediu unui PFA sau unei alt mod de desfășurare a activității independente și care va fi, cum facem practic, împărțim apartamentul în două, plătim pe jumătate, plătim pe un sfert și așa mai departe. Deci lucrurile astea. De asta am avut la dispoziție 3 ani deja. Lucrurile astea ar trebui cumva reglementate în mod clar, pentru că nu vorbim despre un proiect care se face peste noapte. Deci avem 3 ani deja. Întrebările astea au fost puse în mai multe ocazii de opinia publică și așteptăm ca atunci când va fi emis codul fiscal și mai ales normele, pentru că lucrul ăsta cred că va fi reglementat în norme, așteptăm să fie rezolvată această întrebare, într-un fel sau altul. Adică neclaritatea generează probleme extrem de mari. We'll be right back.